Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze, iubiți frați și surori. Har, pace și binecuvântare tuturor. Un tânăr a fost întrebat de către un profesor inimos, care, pe lângă lecțiile pe care le preda la facultate, le mai vorbea și despre problemele fundamentale ale vieții. Profesorul l-a întrebat pe tânăr: ce moștenire ți-au lăsat părinții tăi? Deși era într-o sală de curs, alături de mulți colegi, tânărul a ieșit din bancă, s-a pus în genunchi, a ridicat ochii spre cer și-a rostit, plin de emoție, până la lacrimi, rugăciunea domnească: Tatăl nostru. La final a adăugat: aceasta este moștenirea pe care am primit-o de la mama mea. Iubiții mei, ce moștenire le lăsați copiilor voștri când veți pleca în veșnicie? Mulți își pregătesc casele, banii, averile, conturile, dar mă întorc la cuvântul din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, prin care s-a adresat Martei, care sluja foarte mult: Marto, Marto, un singur lucru trebuiește. Iubiții mei, ceea ce rămâne de la părinți, aceea se moștenește. Fie bun, fie mai puțin bun. Cuvântul din această seară se adresează părinților și îi responsabilizează în același timp. Ați auzit și dumneavoastră, ca și mine, tineri afirmând: rugăciunea aceasta o știu de la mama. Cuvântul acesta l-am primit de la bunica. Pe mine tata m-a învățat să mă rog. Și așa mai departe. Lăsați-vă copiilor moșteniri care sunt nepieritoare, veșnice, și nu pe cele pe care le vor mânca molile și le vor roade șoareci. Să lăsăm moștenire ceea ce am primit de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este veșnic și moștenirea va rămâne veșnică. Fiți binecuvântați, moștenitori de Dumnezeu. Amin.